Ne vă mulțumim pentru prezență astăzi la Primăria Municipiului Câmpina într-o discuție legată de ocazie festivă. Ocazia festivă este dată de hotărârea grupului de filme Neptun, Soceram, Forja Neptun și Medic Farm de a sprijini comunitatea locală a Municipiului Câmpina în această perioadă specială legată de această pandemie, de epidemia cu coronavirus. Mulțumim de asemenea și acționarului majoritar care a hotărât acest lucru și în cadrul acestei acțiuni de ajutorare, de sprijin consistent, sunt prinse mai multe instituții care vor beneficia de sprijinul acestor patru societăți. În primul rând, vreau să fac prezentările, să o iau într-o ordine, uite, de la stânga la dreapta, doamna director medical al Spitalului Municipal Câmpina, doamna Petrovici Mihaela, doamna Pârvu Grațiela, reprezentant al grupului de filme ca și Florentina Cimuca, doamna director Irina Minescu, al Spitalului de Psihiatrie Voila, consilierul meu Ioana Bumbățea, domnul viceprimar Ionuț Pițigoi și vis-a-vis Loredana Pules din cadrul Serviciului de Contabilitate, directorul juridic Iulian Anton și șeful Serviciului de Taxe și Impozite Cristi Biligiu. Astăzi se vor semna niște memorandumuri de sprijin pentru Primăria Municipiului Câmpina cu 100.000 de euro, sprijin care va fi acordat la rândul lui către unitățile școlare din Municipiul Câmpina pentru achiziție de mobilier, aparatură și materiale necesare desfășurării cursurilor și activităților în cele mai bune condiții și pentru respectarea normelor sanitare actuale. De asemenea, tot astăzi se semnează memorandumul pentru sponsorizarea Spitalului Municipal Câmpina cu o sumă de 100.000 de euro și a Spitalului de Psihiatrie Voila cu 20.000 de euro. Primăria este un mediator, este un intermediar, ocupându-se, evident, și de managementul celor două spitale, urmând ca contractele să fie întocmite direct cu unitățile respective, pentru că aceste unități au personalitate juridică. Eu vreau să mulțumesc grupului de firme care vine cu acest sprijin și acționarului majoritar și să poate să dea și un exemplu acest grup de firme și către alte societăți comerciale care ar putea să ajute instituțiile publice în această perioadă încercată, în această perioadă dificilă și care nu se încadrează în tot ceea ce știam până acum, în anii trecuți. Eu vă mulțumesc și aș vrea să rog acum reprezentantele grupului de firme să ne spună câteva detalii despre contractele care vor fi încheiate. Contractele ce urmează a fi încheiate după semnarea acestor memorandumuri vor fi contracte de sponsorizare care vor avea la bază bunurile și echipamentele identificate de fiecare entitate în parte. Bunuri și echipamente ce ne vor fi comunicate nouă ca și sponsori în întâlnirile ce urmează a avea loc în zilele următoare. Se vor încheia aceste contracte, așa cum a comunicat și domnul primar, direct cu fiecare entitate, pentru a sprijini în mod clar și exact nevoile fiecarei unități. Tot în zilele următoare vom avea în
întâlniri, așa cum știți din comunicatul de presă, și pentru sponsorizarea activității cadrelor didactice și a, în vederea pregătirii profesionale a elevilor. Întâlniri care vor avea loc unitățile cu directorii unităților școlare mâine, 22 septembrie, iar miercuri va avea loc întâlnirea cu unitățile de cult și bisericile din municipiul Câmpina. Totodată, vă putem comunica că începând de astăzi, farmaciile Medinfarm au început să aplice acea reducere de 20% pentru pensionarii din municipiul Câmpina și cei din comunele limitrofe. În speranța că vom duce la bun sfârșit și cât mai curând acest demers, vă mulțumim și vă solicităm sprijinul în mediatizarea acestui demers de ajutorare și de sprijin al comunității Câmpina. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă din partea spitalului dorește cineva să ne spună câteva cuvinte. Da, eu reprezint Spitalul Municipal Câmpina în calitate de director medical interimar. Vreau să mulțumesc în mod special sponsorului pentru acest ajutor consistent, care este foarte binevenit. Ținem să specificăm că spitalul a fost, așa cum bine știți, trecut la categoria Spital Suport în zona Brașova, o calitate cu care sigur nu am fost obișnuiți. A trebuit să ne adaptăm din mers la condiții speciale, la condiții noi, să facem circuitele care au fost necesare pentru buna desfășurare a activității, astfel încât personalul medical să fie protejat, iar pacienții internați să fie tratați în cele mai bune condiții. Cheltuielile spitalicești au fost foarte, foarte crescute. Am fost nevoiți să achiziționăm echipamente de protecție, de asemenea, medicamente speciale la costuri foarte înalte și, bineînțeles, tot felul de materiale dezinfectante, așa cum bine cunoașteți. Deci, pot să spun că acest gest umanitar, deosebit, este foarte binevenit. Apreciem și mulțumim din tot sufletul în numele pacienților care sunt și vor fi internați în spital și, bineînțeles, în numele medicilor și a personalului medico-sanitar care își desfășoară activitatea în acest spital. Mulțumim și să sperăm că în continuare vom colabora la fel de bine. Mulțumesc. Nu pot decât să subscriu la ceea ce a spus și doamna doctor Petrovici. Mulțumim pentru această sponsorizare. Pentru Spitalul Moina este o continuare a colaborării sau a sponsorizării. Noi am mai beneficiat la un moment dat de o sumă din partea dumnealor, cu care am reușit să renovăm, să venim, sumă care a venit în completarea veniturilor spitalului și am renovat secțiile de copii. Pavilioanele care sunt este secția de copii și mulțumim din suflet și pentru această sumă. De asemenea, din 29 iulie avem și noi o zonă COVID. Momentan acoperim cheltuielile cu echipamente și cu cele necesare pentru strict pentru zona de COVID, dar sigur că suma este binevenită și așteptăm să îmbunătățim și mai mult condițiile în care stau pacienții noștri. Mulțumim mult! Da, și, și eu vă mulțumesc. Cred că în acest moment putem semna memorandumurile, dacă mai dorește și altcineva, domnul viceprimar sau altcineva, să spună câteva vorbe. Da, mulțumesc, domnule primar. Nu putem decât să ne bucurăm. Este important pentru municipalitatea noastră, pentru oamenii din Câmpina, că în momente dificile suntem aproape unii de alții. Este important și mulțumesc și eu grupului de firme și acționarul majoritar că este și sunt aproape de Câmpine. Asta ne leagă, asta ne definește, asta înseamnă Câmpina. Mulțumesc frumos! Domnul
acest, va fi adus și la cunoștința presei, dar pe scurt, acest memorandum dorește să consfințească în scris cele discutate astăzi, cele anunțate prin comunicatul de presă, în sensul că obiectul este sponsorizarea primăriei municipiului Câmpina cu suma de 100.000 de euro în domeniul educației învățământ pentru dotarea cu echipamente și bunuri a școlilor și grădinițelor și liceelor în municipiul Câmpina. Un alt memorandum cu Spitalul Municipal Câmpina, care va fi pentru suma de 100.000 de euro în vederea achiziționării de bunuri și echipamente, și cu Spitalul de Psihiatrie Vorila, în valoare de 20.000 de euro, tot pentru bunuri și echipamente. În memorandum este prevăzut că se va semna contractul de sponsorizare după ce, în termen maxim de 2 săptămâni, dar după ce vom avea din partea entităților respective comunicate bunurile, echipamentele care le sunt necesare în desfășurarea activității. O să începem aceste liste pentru primărie. Mulțumesc pentru ceas. Dovada activității bune a spitalului este faptul că niciun cadru medical, cu câte cunoscut, n-a fost infectat, chiar dacă dumnealor lucrează constant cu pacienți COVID. Auxiliarii care lucrează cu acești pacienți sunt, într-adevăr, niște eroi, niște oameni care luptă pe frontul vindecării acestor pacienți. Sunt de apreciat și de mulțumit. Cu această ocazie, fiind și testa de față, fiind și ocazie festivă, aș vrea să le mulțumesc tuturor medicilor de la cele două spitale, asistentelor medicale și cadrelor medicale în general din spitale pentru munca pe care o depun acolo, pentru faptul că suportă niște condiții foarte grele dorința de a rezolva niște cazuri. Cazurile sunt grele, dacă dumneavoastră presa doriți puteți să discutați cu managerii celor două spitale, mai ales cu cei din Câmpina, pentru a relata cazuri în care unii pacienți decedează, alții sunt foarte bolnavi, adică pentru a duce la cunoștința câmpinenilor faptul că acest virus există, pentru cei care nu cred încă acest lucru. Cred că lucrurile au fost discutate. Dacă să întrebăm dacă și presa dorește să pună întrebări sau să comenteze această lucrurile.